iubiți părinți, iubiți preasfinților, slăviți să fie Domnul. Acum mă trăiesc de la început, n-am crezut că o să fim împreună cu demonstrați. Asta înseamnă că cel pe care noi azi îl comemorăm, înseamnă că este iubit de noi și înseamnă că începe să-și recapete locul și dimensiunile în sufletul nostru. Noi de la Bacău avem și o vină. Avem o vină că unii din primii înaintași, din primii ostași din țara asta, nu îi asigurăm locul pe care îl merită. Adică, ne aducem aminte de el, mai facem așa câte o întâlnire ca aceasta. Ne dorim să fie altfel și ne dorim ca să facem ca locul lui în sufletul nostru să fie acela care este. Aș vrea câteva cuvinte, pentru că sunt mulți frați care trebuie să ia cuvântul astăzi. Aș vrea doar ca pentru început să fac un mic, o mică trecere în revistă a unor date din activitatea fratelui Leon. Așa cum știți cu toții, fratele Leon a fost printre primii colaboratori ai părintelui Iosif Tripa și a fost un colaborator puternic pentru că el a făcut o lucrare mare și importantă în zona aceasta a Moldovei. N-am să uit cum povestea fratele Mircea, de exemplu, în zona Sucevei, fratele Mircea fiului, în zona Sucevei, numai lângă Rădăuți, prin jurul Rădăuțului, unde avea el activitatea de bază, era la Dornești, la Frăstăuți, la Mâneuți, la Volovăț, la Vicop și alte zone, alte localități de acolo. Pe urmă a venit în zona Neamțului, în zona Bacăului. Și frații din zona Neamțului știu ce a făcut fratele Leon pentru aprinderea Cuvântului lui Dumnezeu acolo, pentru a înflăcăra pe frații din zonă. Noi de la Bacău, la rândul nostru, știm, dar știm prea puțin, pentru că citind șterânduri scrise de fratele Mircea, mi-am dat seama cât de mult a lucrat fratele Leon și în zona Bacăului. Și chiar niște rânduri scrise de fratele Leon rezulta că în Bacău, în anii 45-50, existau 6 adunări ale oaste Domnului în 6 biserici. Erau zile înflăcărate, ca să spun așa, și fratele Mircea era cel care înflăcăra aceste adunări. Fratele Leon era cel care înflăcăra aceste adunări. Apoi pe Valea Trotușului, iarăși, a avut foarte multă activitate. Era în anii... A fost un foarte bun colaborator al fratelui Traian și al fratelui Marini. În anul 1945 a venit pentru prima dată la Bacău, 46, a venit fratele Marini și l-a vizitat pe fratele Leon. Apoi, în același an, dar spre toamnă, a venit fratele Leon în 1945 și l-a vizitat pe fratele Leon. L-a vizitat pe Traian Zor, scuzați-mă, și l-a vizitat fratele Leon. Și a fost o întâlnire care a fost, ca să spun așa, între cei care au fost fratele Traian și fratele Marini, calpele fratelui Traian și unuia care le urma de aproape. Apoi, o altă venire la Bacău a fost în anul 1969. Fratele Traian l-a vizitat pe fratele Leon la casa lui și pe fratele Mircea și spunea fratele Mircea că din cauza că casa fratele Leon era totdeauna, ba avea chiar și pasnic pus de autorități, au trebuit să intre pe geam în casă la fratele Leon și mai departe. O întâlnire importantă a fost atunci când a fost ultima adunare la Bacău, la care a participat fratele Traian, la sora Emilia, frate din Bacău, știu. Acolo, în casa aceea, s-au strâns vreo 100 de frați, în 1988, parcă, nu? S-au strâns vreo 100 de frați. Și acolo fratele Leon a spus acele cuvinte că fraților simt că vremea să plece este aproape. Același lucru l-a spus și într-o altă adunare, la o nuntă, la Goioasa, câțiva ani înainte, a spus ce a spus părintele Iosif, a mintit. Fraților, simt pe care mea este aproape. Și acum a spus-o el pentru el însuși, pe care mea este aproape. Și așa a fost. După o săptămână a fost pe care a fratele Leon. Eu îl cunosc pe fratele Leon din copilărie.
și țin minte vocea Lui puternică și hotărâtă, țin minte dăruirea Lui. N-am spus niciodată cât de mult rămânea la spatele Pățești cu frații după adunări. Stăteau până spre dimineață la spatele, pentru că și la Bacău erau probleme pe atunci, așa cum sunt acum și sunt, și vor fi întotdeauna. Aș vrea să mai amintesc câteva lucruri și cu asta o să închei. Temele de bază ale acestui neobosit lucrător, fratele Leon, a fost școala Duhului Sfânt, a fost Iisus Hristos cel răstignit, a fost învățătura sănătoasă, a fost să dăm afară păcatul din sufletele noastre, spune el, să dăm afară din familiile noastre, din orașul nostru, din țara noastră și amintește, așa cum am mai spus altădată, de învățătura Părintului Iosif în acest sens. La un moment dat, într-o anumită vreme, era o mare tulburare în țară despre orientarea bună a oastei Domnului. Unii trăgeau spre o orientare greșită. Și aș vrea să citesc doar câteva cuvinte de ale fratelui, de ale Părintului Iosif, scuzați-mă, fratele Leon, care le-a scris atunci, le-a spus în adunări. De exemplu, la Mircov, în decembrie 80, la o adunare, a spus așa, că amestecul învățăturilor trebuie să fie scos din rândurile noastre, din oaste. Și spune așa, o, fraților, aici este greșeala noastră și aici trebuie să ne întoarcem. De unde am plecat? Fac o mică paranteză. Indiferent ce auzim noi astăzi, indiferent ce vom mai auzi, sunt câțiva frați de bază care au adus adevărul de la fratele Traian încoace spre noi. Că unii au făcut altfel treaba lor. Și trebuie să-i ascultăm pe aceștia. Ați văzut în Evanghelia de astăzi, acel om vindecat a fost trimis să mărturisească. Câțiva oameni de bază, trimiși de Dumnezeu, au fost să mărturisească și au mărturisit. Și trebuie să credem în mărturisirea lor. Și spune așa, o, fraților, aici este greșeala noastră și aici trebuie să ne întoarcem. De unde am plecat? Adică la biserică. Și vă spun încă o dată, clar, cu mâna dreaptă ținând nestrâns de biserică, iar în cealaltă mână cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte, cu corabia noastră în care ne-am născut, ne-am botezat, ne-am cununat și ne-am și înmormântat și ne și înmormântăm. Acela e locul nostru, aici stai ogorul tău, frate și soră. Aici trebuie să mori. Încă lucru categoric, nu trebuie să ne schimbăm credința. Nu biserica să o schimbăm, ci viața noastră. Și așa cum v-am spus, aici este ogorul nostru, aici sapă, frate, aici pune târnăcopul, pune grebla, pune sapa, pune coasa. Taie buruienile, taie tot ce e rău și sădește sămânța aleasă. Deci amestecul învățăturilor să fie scos din rândurile noastre, din noastre. Și închei cu un pasaj foarte bun, pentru, instructiv pentru noi și sănătos. Vă învățăm și vă dăm acum această lecție ca să ne faceți ceea ce am făcut noi. Căci noi am greșit, dar recunoaștem și căutăm să ne îndreptăm. Așa și voi, care mai sunteți încă dintre aceia, și sunt dintre aceia aici, care au aceste idei, aceste porniri, aceste împrumuturi străine, îi rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să se lepede de învățăturile greșite, să-și ia cămașa cea curată și neîntinată de la începutul voastră, și să mergem așa cum am venit, cu crucea, cu icoana, cu biserica, cu mărturisirea, cu împărtășirea, cu pocăința adevărată, cu viața primilor creștini. Spune Părintele Iosif că viața nu e altceva decât întoarcerea la viața primilor creștini. Vedeți, sunt lucruri care sunt simple și noi credem în ele, dar trebuie să ne le repete și trebuie să le repetăm și noi tot timpul ca să rămânem în ele. Să facă Bunul Dumnezeu ca El, într-adevăr, prin învățătura Lui, să intre în viața și în inimile noastre, slăviți să fie Domnul.